Bună, prieteni! Eu sunt Marin Dorel de pe canalul de YouTube și astăzi vreau să vă prezint portul din Drobeta, Turnul Severin. Deci, să mergem încet spre port să vedem frumusețile acestui oraș. Văd că a început vântul să adie. Dunărea, după câte se observă, are valuri, dar încet, încet ne vom apropia și veți putea vedea și Dunărea și portul. Văd că există și terasa Vraja Dunării. O să ajungem poate și acolo. După cum vedeți, în fața noastră se află Vama și sucursala Navrom, compania de navigație fluvială din România. Haideți să mergem să vedem portul. În partea dreaptă puteți observa terasa portului, o terasă frumoasă, o terasă cochetă, iar în față găsim frumosul mausoleu, să zic așa, al sau o piatră de marmură albă care a fost ridicată în cinstea eroilor marinari căzuți la datorie după data de 23 august 1944 până la data de 12 mai 1945 pentru eliberarea patriei de sub jugul fascist. Haideți să ne apropiem să vedem ce scrie pe această placă. Este o placă comemorativă. De asemenea, puteți observa și aici brazi care deja văd că au înflorit. Dar haideți mai departe să vedem frumosul port din Drobeta, Turnul Severin. După cum vă spuneam, se pot observa foarte frumos valurile Dunării. De semn că e totuși rece și Dunărea e supărată, cum spunem noi, la Turnul Severin, că sunt valuri. Deci România, port.
trompeta turnul Severin. Observăm aici și o piatră tot la fel comemorativă a lui Carol I. Domnitor al Principatelor Române și rege al României. Și bineînțeles că aici găsim alături de această piatră și simbolul portului Ancora. Poliția de frontieră, gara fluvială din Drobeta Turnul Severin și masa Dunăre. În depărtare, dacă vă uitați, veți vedea o insulă, este insula Șimian, o copie a frumoasei și regretate insule Adacale. Iar dincolo, în față, se văd casele unei alte țări. Se văd casele Serbiei, fosta Iugoslavie. Dragi prieteni, ăsta a fost pe scurt videoclipul meu despre frumosul port din Drobeta Turnul Severin și despre Dunăre. Și dacă v-a plăcut, nu rămâne decât să-mi dați un share, un like și să vă abonați la canalul meu de YouTube. Până la următorul videoclip, vă spun să aveți grijă de voi și să fiți cât mai fericiți. Eu am fost Marin Dorel de pe canalul de YouTube și până la următorul videoclip, vă pup, vă îmbrățișez și vă doresc o zi cât mai însorită și mai frumoasă.